Bună seara, stăținere la emisiunea Dilemele Zilei, o săptămână pe care începem, din păcate, cu veste mai puțin plăcută. Continuă aceste tipuri de vești pentru județul Gorj și avem un al treilea deces cauzat de sau favorizat de coronavirus, pentru că era vorba de un bărbat bolnav, foarte bolnav, 68-69 de ani, din Motru. A decedat la spitalul din Motru, internat acolo cu coronavirus, suferea de o afecțiune pulmonară și a sfârșit pe patul de spital. O să aflăm mai multe despre ce s-a întâmplat acolo și despre ce se întâmplă în general cu epidemia de coronavirus la Motru, după o discuție cu primarul din municipiu, domnul Gigel Jianu, la momentul oportun. Până atunci mai stăm de vorbă. Vorbim de un prim deces în municipiul Motru și sperăm să fie și ultimul, o persoană în vârstă, așadar, care, iată, nu a rezistat unei infecții suplimentare, infecția cu coronavirus. Și ar fi de menționat un lucru aici, legat de coronavirus și de cei care au decedat până acum, în mare parte oameni foarte bolnavi, este adevărat, și este o declarație din această seară a unui secretar de stat, atenție, din Ministerul Sănătății, Horațiu Moldovan, care spune că peste 80% din decesele din România cauzate de coronavirus, 819 erau până de curând, deci peste 80% din aceste decese sunt cetățeni care oricum ar fi murit la un moment dat, spune acest secretar de stat, un pic cinic, dar zice că aveau atât de bolete de complicate încât era greu de crezut că puteau să supraviețuiască, dat fiind faptul că ajunseseră pe patul de spital. Sigur că sunt și cetățeni care se află în rândul celor decedați, care au vârste destul de mici. Chiar cel mai mic, vârsta cea mai mic scăzută este a unei tinere de 20 de ani. Cred că săptămâna trecută s-a produs acest deces. Și avem destui decedați de 40, 45, 50, 60 și de ani, oameni tineri. Totuși, dar în mare parte e vorba de pacienți, de bolnavi cronici, diabet, afecțiuni cardiovasculare, boli pulmonare, dependenți de tratamente medicale, cu alte cuvinte. Este o controversă în toată această poveste, desigur, la nivel național, o controversă care probabil nu va fi lămurită pe deplin în lunile, în zilele, în săptămânile următoare, mai ales cum este și această controversă, de unde a pornit acest virus în lume, a ajuns în această situație. Sigur că sunt și cei de la polul opus care tratează cu lejeritate această pandemie și spun că măsurile luate sunt exagerate, dar vedem totuși numărul morților, vedem numărul celor infectați de ordinul milioanelor, peste 3 milioane la nivel mondial, și probabil că sunt mult mai multe cazuri, desigur, și cu siguranță că vor mai fi, dat fiind faptul că nu există un tratament. L-am avut astăzi și pe președintele Klaus Iohannis, care a anunțat că nu se va prelungi starea de urgență, va urma o stare de alertă, o stare de alertă în care vor fi menținute restricțiile pentru cetățeni. Sigur că nu a fost chiar de explicit președintele Iohannis și aveam nevoie de mai multe informații pe mai multe domenii de activitate, în ceea ce privește în special circulația în afara localității, dacă se va face cu declarație sau fără declarație, sau în ce scopuri mai exact. Nu a înșirat decât vreo două, trei tipuri de deplasări, și pe aceea cu bicicleta mi-a părut cel mai mult. Probabil că o să vedem o inflație de bicicliști care vor pleca în afara localității din 15 mai încolo, toți să facă sport, să străbată cărările Gorjului, desigur. Avem și în Gorj un număr de 66 de cetățeni de cazuri de coronavirus, cred că 11 s-au și vindecat, o rată mai scăzută a vindecărilor în județul nostru. L-avem pe patul de spital, chiar și pe managerul cel mai cunoscut dintre cei infectați, managerul spitalului
județean de urgență din Târgu Jiu, domnul Dumitru Vienescu, nu știu dacă mai contează cum funcție când ajungi pe patul de spital, cu siguranță că nu contează, o întreagă odisee cu acest caz al managerului spitalului județean. Încercăm să aflăm de ce durează atât de mult instalarea unui director interimar, provizoriu, desigur, la spitalul județean, pentru că e o stare de urgență și Ministerul Sănătății ar trebui să se miște mai repede, la fel și autoritățile din județul Gorj. Sigur că se vorbește de transmiterea unei propuneri care o viza pe Madi Huzu, pe doamna Madi Huzu de la UPU. Aceasta a refuzat, dar puteau să o întrebe înainte de a o nominaliza și era mult mai simplă treaba. Acum se vorbește de nominalizarea unui director din cadrul Direcției Sănătate Publică Gorj, domnul Ioan Gheorghe, s-a vehiculat pentru postul de director medical, după cum ați aflat, și numele doamnei Elena Vlad, medic pneumolog la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Rămâne să pronunțe Ministerul Sănătății, probabil în cursul zilei de mâine. Cert este că, iată, avem un vid în conducerea Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, un număr de 5 cadre medicale infectate, de angajați, mai bine zis, ai Spitalului Județean infectați cu COVID-19. Există, asemenea, o asistentă medicală la Motru infectată cu coronavirus. Una peste alta, ne apropiem încet încet de ziua de 14, ultima zi din starea de urgență, și din 15 încolo probabil că va fi totuși destul de complicată viața, deși nu vom mai circula cu declarații pe propria răspundere. Vom avea obligația de a purta mască atunci când vom intra în spațiile închise, spațiile publice închise, și vom circula cu mijloace de transport în comun. Rămâne de văzut ce fel de măști, de care tip, cu cât vom cumpăra aceste măști, pentru că nu o să le convină cetățenilor, pensionarilor, să dea 5, 6, 7 lei pe o mască sau mai mult, o mască ce costa câteva zeci de bani, deși de la nivel central dinspre guvernanți se promite că prețul va scădea. Bine, va scădea prin 2023 încolo. Până acum am văzut că în perioada pandemiei, în perioada în care ni se spune să stăm în casă, să fim solidari, să mergem în șomaj tehnic, să facem de toate, alții se îmbogățesc pur și simplu, s-au cheltuit milioane de euro cu masa pentru carantinați, cu achiziția de echipamente, de măști, de dispensere, la prețuri senzaționale. Deci unii chiar știu să facă un ban în viață și să descurce, indiferent că suferim cu toții, că vine apocalipsa, că vine pandemia, că va trece, unii rămân cu mai bogați decât erau înainte. Mi-a plăcut o știre de sâmbătă sau de duminică, domnul Bill Gates, nu prea are legătură cu Gorjul, dar ca și atitudine, alocă fonduri, se luptă pentru apariția unui vaccin, dar în luna martie, luna trecută, și-a tras o vilă de vreo 43 de milioane de dolari prin California, pe undeva, așa că să aibă pe ce cheltui banii, ca să vedeți echitatea distribuirii resurselor, bogăției pe această planetă. Este strâmb construită societatea aceasta umană, este dată peste cap. Este profund greșit modelul acesta uman pe planeta Pământ. 1%, 2% dintre locuitorii planetei dețin 80% dintre bogății. Mie nu mi se pare deloc echitabil acest model de societate și probabil că în viitor urmașii noștri vor construi cu totul altceva. Din păcate, revenim la situația din județul Gorj, o victimă, încă o victimă a coronavirusului. Când îl avem la telefon pe domnul primar Gigel Gianu de la Motru, să putem purta discuția, v-aș ruga, colegi, să mă anunțați și pe mine. Aștept și eu cu înfrigurare data de 15 mai pentru a se deschide saloanele, domnule, pentru și frizeriile, desigur, pentru că la salon, salonul de cosmetică nu ajung, că n-am cum să ajung pe acolo, dar la o frizerie aștept și eu să ajung după 2 luni și jumătate, cred că 3 luni. Asta chiar ar fi o bucurie maximă pentru mine. Sigur că vor trebui să fie luate măsuri suplimentare pentru protejarea cetățenilor în fața coronavirusului, mască, mănuși, ochelari, vizor,
lunetă, costum de scafandru, ce-o mai fi. Vom vedea și noi cum se pornește încet, încet economia aceasta. O să discutăm mai multe după ce vom sta de vorbă cu primarul municipiului Motru, desigur, la telefon în acest moment. Bună seara, domnule primar! Bună seara! Bună seara! Iată, ne auzim și săptămâna aceasta. De data aceasta avem o veste mai puțin plăcută, acel deces înregistrat la spitalul din Motru. Spuneți-ne și nouă mai multe amănunte despre ce s-a întâmplat și dacă în familia persoanei respective mai sunt cetățeni cu COVID-19. Da, o veste proastă și avem și o veste bună, dar să vorbim întâi despre subiectul ăsta. Da, în după-amiaza zilei de 2 mai, bărbatul respectiv s-a prezentat la spital cu simptome de infectare cu coronavirus. Dumnealui se prezenta destul de des în ultima perioadă de timp la spital, chiar cu insuficiență respiratorie. Era supraponderal, avea probleme cu diabetul, cu afecțiuni cardiace și mult mai multe alte afecțiuni. Și evident că nu a mai făcut organismul său, nu a mai făcut față și infecției cu coronavirus. A doua zi pe zi, la seară, pe data de 3, survenit decesul. El este tatăl unei alte persoane infectată, îmbolnăvită cu COVID-19 și care se află internată în spital la Târgu Cărbunești, atât fiica dumneavoastră cât și ginerele. Da, așa este. Iată că un necaz nu vine niciodată singur. După ce au aflat că sunt infectați cu COVID-19, a mai venit și acest deces. Din câte am înțeles, înmormântarea a avut deja loc în condiții speciale. Da, sunt protocoale speciale, un protocol special în situația suveninului deces ca urmare a infectării cu un virus care poate fi transmis, mortalitatea să fie după anumite proceduri. Da, la cimitirul din Motru au participat cineva acolo sau nu a mai fost cazul? Mai ales dumneavoastră, are o fiică care nu este infectată și care s-a ocupat de deces. Am ajutat-o cât am putut și până la urmă astăzi a avut loc și mormântarea. Da, într-adevăr, care este atmosfera acum în municipiul Motru după ce a apărut și primul deces în localitate, în oraș? Evident că lumea este întristată de acest eveniment. Suntem o comunitate mică și fiecare eveniment din viața noastră face parte și din viața comunității. Toată lumea este mâznită, transmite condoleanțe familiei, mai ales că, așa cum vedem, o parte din familia bărbatului respectiv este internată în spital, iar la înmormântare nu au voie să participe toți cei care ar fi vrut sau ar fi dorit până la urmă să-l conducă pe ultimul drum. Da, așa este. Câte persoane au fost prezente la înmormântare? Fiica cu soțul. Evident, reprezentanții de la firma de pompe funebre și preotul. Deci, practic, un număr restrâns de persoane, un moment trist de două ori, cum s-ar spune, pentru că mulți dintre cunoscuții, familia, rudele, prietenii n-au putut să participe și nici nu vor putea dacă vor fi alte cazuri. Doamne ferește, aviz celor care încă nu s-au lămurit că avem de-a face cu o situație deosebită și cel mai bine este să previi, pentru că după ce s-a produs decesul, nu mai e ce să mai previi. Da, și sunt destule exemple de persoane care nu au crezut în pericolul pe care le prezintă acest virus
și până la urmă chiar ei au fost afectați și și-au schimbat apoi părerea. Da, așa este. Spuneți-mi care sunt celelalte date statistice până la ora la care stăm de vorbă. Se schimbă situația? Se simte o modificare în bine, în rău a acestor indicatori? Dacă ne luăm după cifre, situația este spre bine, spre bine. Numărul de internări a scăzut foarte mult raportat la prima perioadă acestei pandemii, acestei epidemii în municipiul Motru, deci raportat la aproape acum două săptămâni, când era un număr de internări destul de mare zilnic și în urma analizelor numărul de confirmări cu infectare era destul de mare. Acum, pe lângă faptul că a scăzut numărul de internări, în urma probelor o bună parte din cei internați cu suspiciune de infectare sunt declarați negativ și pleacă acasă. Aveți și două decese, aveți și copii în rândul celor infectați? Un deces, vă rog. Da. Ați intrat pe lista, din păcate, a gorjenilor, a localităților cu decedați. Copii sunt infectați? Da, avem și copii infectați. Avem în total, s-au prezentat la spital 7 elevi și studenți, din care 3 sunt infectați și 4 au fost negativi și trimiși acasă în izolare. Pacienții respectivi sunt la Târgu Jiu și la Cărbunești? Mai sunt alte... Nu, doar la... În alte zone Târgu din țară? La Târgu Jiu și Cărbunești. Ați avut și un pacient din Mehedinți? Avem pacienți din Mehedinți, avem pacienți din tot Gorjul. La un moment dat eu chiar făcusem o statistică și am prezentat spre informare celor care urmăresc informările mele, chiar cu localitățile din care provin acești pacienți care au fost internați la Motru. Chiar aș putea spune că din numărul total de internări la spitalul din Motru, puțin peste jumătate au domiciliul în municipiul Motru, ceilalți venind din alte localități. Din Târgu Jiu, chiar din Turceni, am avut Roșia de Amaradia, ca să vorbesc de localități mai depărtate, și din alte localități din Mehedinți, din jurul municipiului Motru. Turceni, Târgu Jiu, de ce au ajuns la Motru? Există un comitet de coordonare a intervenției din care face parte și reprezentant al PSP și al ISU și mai multe autorități din Gorj. Acolo se păstrează o evidență a spațiilor de internare prin spitale și sunt dirijate ambulanțele cu persoanele suspecte de infectare către spitalul din Motru. Probabil au observat că la Motru sunt condiții bune în spital, avem saloane modernizate, saloane cu baie proprie, unele dintre ele chiar cu televizor, nu am reușit să le dotăm pe toate cu televizoare, avem cadre medicale serioase dedicate pacienților, avem culoar separat pentru circulația cu pacienții bolnavi, se fac dezinfectări conform procedurilor și evident asta se resimte în numărul și de infectări și în ceea ce spun pacienții despre tratamentul din spitalul Motru. Da, ce perspective sunt? Din 15 mai urmează o, să zicem, o relaxare. Din analiza datelor, la ce vă așteptați? La o creștere sau la o descreștere a numărului de cazuri de coronavirus? Păi, deocamdată vedem o descreștere a numărului de cazuri. Asta înseamnă că, așa cum au spus analiștii, cei care au transmis președintelui țării că imediat după sărbători urmează un vârf
de două săptămâni atinge vârful pandemiei, apoi urmează o descreștere, constatăm că cel puțin la modul, dar vedem și cifre din restul țării, într-adevăr așa a fost, incidența acestui virus asupra populației a rezistat o creștere și acum deja constatăm o scădere a numărului de infectări. Asta înseamnă că până pe 15 mai vom ajunge undeva la un minim, condiții în care măsurile de restrictive pot fi relaxate. Sunteți la motru, toată lumea e pregătită pentru această relaxare? Au oamenii măști, au tot ce le trebuie pentru a circula, pentru a intra în spațiile publice, în magazine, în celelalte instituții? Nimeni nu poate să spună că a fost pregătit pentru această pandemie. A intrat în viața noastră brusc, ne-a răvășit viața și mai departe va trebui să ne adaptăm, condițiilor până când acest virus va fi eradicat în totalitate. La primărie, în instituție publică, a mai apărut vreun caz în afară de acel cetățean angajat de la salubritate? Nu mai este niciun caz deocamdată și sper să nu mai fie. Este acel decedat, era rudă cu acest salariat? Da, era socrul său. Da, iată mai sunt cazuri de persoane în vârstă din Motru pe patul de spital infectate cu coronavirus? Mai sunt, dar nu prezintă mai complicații. Avem câțiva pensionari, avem mai mulți pensionari, dar nu prezintă simptome grave sau alte boli. În total avem încă vreo 6 pensionari infectați. S-a și la spitale pentru tratament. Să înțeleg că starea este mai bună, starea de sănătate. Da, eu țin legătura cu toți cei care sunt internați, cel puțin o dată sau de două în această perioadă îi sun și îmi spun că au o stare bună, chiar și cu medicii. Starea generală este bună, numai că la testare au ieșit cu... li s-a observat prezența acestui virus. Este vreun pacient internat la TI, de la Motru? Nu, Motru este, așa cum am spus, un spital în care oamenii vin cu suspiciune, li se face testarea. În cazul în care sunt pozitivi, sunt transferați la cele două spitale, Târgu Cărbunești sau Târgu Jiu. Care este situația pe zona de minerit? Angajați de acolo, de la cariere? Cam ce statistică aveți? Niciunul din pacienții trimiși de la Motru la cele două spitale nu sunt la ATI. Nici la Târgu Jiu, nici la Cărbunești. Da, asta e clar situația. Din Minerit? Iar din Minerit trebuie să vă spun că avem un număr total de 8 persoane internate din zona asta minieră, 3 de la cariera Lupoaia, 3 de la cariera Roșiuța și 2 de la cariera Roșia. De la cariera Lupoaia, de la 2 sunt pozitiv, unul este negativ. Iar la Roșiuța de asemenea, 2 pozitivi, 1 negativ. Cei 2 primiți de la cariera Roșia au fost pozitivi și sunt internați. Starea celor de la Roșiuța și Lupoaia care este? Este foarte bună. Este foarte bună. Doar virusul, această infecție, nu a mai găsit altă boală care să o agraveze, pe care să o agraveze. Legat de partea economică în zona de minerit și această situație a șomajului tehnic, perioada mai grea pentru Complexul Energetic Oltenia, este o perioadă de șomaj tehnic, ce așteptări aveți? O perioadă grea, această situație, această pandemie nu face decât să încurce și mai tare calculele, dar sunt convins că după ce ne vom relaxa, activitățile vor reintra normal și vom începe să și producem.
Care este în acest moment situația la fabrica de tricotaje din Motra, fabrica de confecții? Se lucrează, nu se lucrează, se va lucra, se mai reia activitatea? Nu, au venit multe mesaje pe tema asta. Nu se lucrează, s-a făcut periodic de dezinfecție în toate secțiile, pe toate suprafețele, s-a repetat, s-a folosit nebulizator, soluțiile recomandate de către DSP cu firma autorizată, a fost repetate de câte ori a fost cazul. Acum se așteaptă reînceperea activității. Am primit mesaje contrare, cum că activitatea nu s-ar mai relua la fabrica din Motru. Nu există așa ceva. Nu aveți niciun semnal. Economică nu trebuie întreruptă, nu trebuie întreruptă. Din potrivă, reprezintă locul de muncă foarte multor oameni din zonă și reprezintă pentru, din punct de vedere economic și pentru oraș, este foarte importantă această activitate care se desfășoară la fabrica de confecții. Ați purtat discuții cu reprezentanții investitorului, reprezentanții fabricii, conducerea? Am vorbit cu administratorul, am văzut ce măsuri a luat și acum este desfășoară o anchetă. Evident că atunci când numărul de cazuri va scădea destul de mult sau nu vom mai avea și personalul care a lucrat la fabrica de confecții și care acum este internat, se va vindeca, atunci sigur se va reîncepe activitatea, se va relua. Nu aveți niciun semnal că nu ar fi așa? Evident, nici nu trebuie să fie așa. Câți angajați are această fabrică? Are peste 300 de angajați și doar 10 care au legătură cu fabrica au fost internați. Am înțeles, activitatea deocamdată este stopată. E bine că cei de acolo continuă, mă rog, vor continua să țină deschisă această activitate economică după ce va mai trece din pericolul acesta al coronavirusului, deși existau voci că n-ar mai dori să mai continue activitatea, dar este o entitate economică cu sute de angajați, angajați care își câștigă pâinea acolo. Practic, oamenii ce fac acum? Sunt în izolare? Sunt acasă? Sunt plătiți cumva? Sunt în șomaj? Care e forma lor? Care mai e relația lor cu fabrica în acest moment? Șomaj. Deci s-a trecut la șomaj tehnic. Da, din câte s-a discutat, e posibilă varianta prelungirii șomajului tehnic și după data de 15 mai, cu siguranță că vor fi companii care vor continua să-i țină șomaj tehnic pe salariați cel puțin o perioadă, deși încet, încet ar trebui să fie reluate activitățile economice. Apropo de data de 15 mai, președintele a pronunțat a dat câteva exemple, frizerii, salonele de cosmetică și alte activități. La Motru se fac pregătiri, ați văzut oameni care ar avea intenția să redeschidă afacerile? Sunt convins că toți cei care au fost afectați de această măsură, toți care aveau afaceri în domeniul ăsta, abia așteaptă, sunt pregătiți, abia așteaptă statul și vor deschide activitatea, vor reporni activitatea în secunda următoare. Da, chiar avem nevoie de unele dintre aceste activități. Da. Domnule primar, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, pentru informațiile oferite. O seară bună, vă doresc în continuare și sănătate. Multă sănătate, vă doresc și eu. Luăm acum o pauză de publicitate.
Salvează viața, păstrează distanța, fii responsabil. Măsuri obligatorii de protecție împotriva noului coronavirus. Nu ieșiți din casă decât dacă este absolut necesar. Rămâneți acasă dacă aveți peste 65 de ani. Spălați-vă des pe mâini și întotdeauna imediat ce reveniți acasă. Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate. Evitați contactul direct, mențineți cel puțin 2 metri față de ceilalți. Nu puneți mâna pe suprafețe atinse frecvent și de alte persoane. O campanie inițiată de Guvernul României. Sunt doar un om. Sunt doar un om. Sunt doar un om. Împreună. Raico anunță cele mai bune oferte din gama Husqvarna în cadrul campaniei de primăvară 2020. Până în luna iulie vă așteaptă reduceri uimitoare la motounelte, motoferăstraie și mașini de tuns gazon. Motounelta 122C la prețul de numai 799 lei, cu pornire ușoară și comenzi intuitive. Mașina de tuns gazon LC140 și motoferăstrăul 120 Mark II au un preț special. Mari reduceri și la motoferăstraie, la cumpărarea cărora se oferă cadou o șină și un lanț Oregon. Pentru lucrări silențioase, alegeți utilajele pe baterii. Încărcătoarele și bateriile Husqvarna sunt compatibile cu toate utilajele. Motoferăstraie, motounelte GuardView, mașini de tuns gazon și trimere. Raico vă așteaptă în rețeaua de magazine din Novaci, Piața Centrală, Târgu Cărbunești, Strada Trandafirilor, Turceni, Platforma Termocentralei, Motru, Calea Severinului, Padeș, Sat Apa Neagră și Târgu Jiu, Strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253-210-736. Raico, dealer autorizat Husqvarna, e al naiba de greu să fim cei mai buni. Minprest Serv S.A.R.O. Vinari, unitate autorizată de instituțiile abilitate ale statului, efectuează servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în spațiile publice și private din județul Gorj. Cu experiență de peste 15 ani în domeniu, societatea Minprest Serv S.A. utilizează produse biocide avizate de Ministerul Sănătății, dezinfectanți care elimină microbii, dar care nu dăunează mediului înconjurător și sănătății umane. Relații și comenzi la numărul de telefon 0730 088 18 9 sau la sediul Minprest Serv S.A. din localitatea Vârsi, numărul 263, oraș Rovinari. Minprest Serv S.A., partenerul tău de încredere în lupta cu virusii, microbii, insectele și dăunătorii. Vă e dor de cozonacii rotofei ai bunicii, de plăcintele rumene și aburinde, de foietaje fragede și cornuri cu gem sau cremă de ciocolată? Prea complicat să vă pierdeți vremea la cuptor? Lăsați patiserii cu tradiție să vă răsfețe. La Patiseria Aida toate produsele sunt proaspăt coapte în fiecare zi. Aveți încredere că și copiii mănâncă ceva dulce, bun și proaspăt, nu congelat. Cei mai buni cozonaci și produse tradiționale românești, prăjituri gustoase, proaspete cu frișcă naturală la Patiseria Aida. Pentru comenzi, sunați la 0720 009 977 ori mergeți direct la Patiseria Aida din Târgu Jiu, Bulevardul Nicolae Titulescu, vis-a-vis de Liceul Pedagogic, în complex favorit din Piața Mică sau la punctele de vânzare din centrul orașului. Aida, patiserie cu multă pasiune. Am revenit la emisiunea Dilemele Zilei. Nu o să vă credeți ce a zis premierul României în urmă cu vreo câteva minute referitor la numărul mic de teste făcute în ultimele 24 de ore, vreo 3.000 și ceva. 3.000 și ceva, pe restul ce au făcut? Și-au luat concediu, au mers la picnic și mi-aduc aminte că acum o săptămână s-a ajuns și la 8.000. peste 8.000 de teste făcute într-o zi. Nu știu acum care este treaba aceasta cu diagnostic, dar ne spune premier că dacă nu faci multe teste, îți vin puține confirmări, nu e așa? Dacă faci multe teste, poate îți vin mulți confirmați și mai bine să-i lași liberi, nu e așa? Mai bine să stea oamenii liberi, asimptomatici mai ales, și să transmită virusul în continuare, pentru că nu se știe ce surprize ne pregătesc politicienii care ne conduc
pe noi aici în țară și pe alții în afară. Ori vrem să scăpăm, ori vrem să nu scăpăm, că n-am înțeles până la urmă care este obiectivul în toată această poveste, dar ne spune premierul Orban prin declarație din această seară. Atenție, noi diagnosticăm în funcție de necesități. Adică, domnule, avem nevoie mâine. Cam cât v-ar trebui? Păi ne-ar trebui și nouă, vreo 500 de așa, ca să mai dăm niște măsuri din astea dure. Astăzi câte vă trebuie? Păi ne trebuie puține ca să mai strângem niște voturi. Bine, o să facem vreo 3000 de teste, să scoatem vreo 200 de infectați. Cam asta ar înțelege lumea din noi diagnosticăm în funcție de necesități până la urmă. Aveți nevoie de COVID de mâine? Cam câte bucăți vă trebuie? Dar de ce dați? Dar discutăm ca la... Dar așa se întâmplă în politică, pentru că în politică întotdeauna se fac calcule electorale. Întotdeauna te gândești mâine, poi mâine sau răspoi mâine, poate vor avea loc alegerile și trebuie să fiu foarte atent la toate aceste cifre și la tot ce iau și ce dau de la populație, inclusiv la nivel informațional. Și în felul acesta, încet, încet, ne uităm și spre sondajele de opinie, nu doar facem treabă la guvern sau la parlament sau în altă parte. Cam așa se judecă, din păcate, toată această poveste. La fel și cu să fim toți solidari cu povestea aceasta a pandemiei în România și a epidemiei de coronavirus. Luați-ți aminte de șomajul tehnic. Șomaj tehnic pentru cetățenii de la privat, le dăm, le facem, stau acasă 75%, pierd la salariu 25%, a venit vorba cu șomajul tehnic pentru bugetari, frână. Nu mai merge șomaj tehnic la bugetari pentru că nu are rost, mai sunt 3 zile, 3 săptămâni și scăpăm de starea de urgență și nu mai are rost șomajul tehnic, deși după s-a venit cu precizarea că va continua șomajul tehnic și după starea de urgență și în starea de alertă. Vorbim despre Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, o unitate care a ajuns în stadiul în care a ajuns, adică acela de a avea medici, de a avea personal, mai bine spus, infectat cu coronavirus. Ce s-a întâmplat acolo? De ce s-a întâmplat așa? De ce au tratat cu lejeritate în urmă cu o lună și jumătate, o lună, această pandemie, epidemie de coronavirus? Nici nu mai contează acum, dar poate că ar trebui să fie trași la răspundere unii care se fac vinovați de starea de fapt. Cert este că în acest moment Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu nu mai are conducere, managerul este internat în spital la boli infecțioase și din câte am înțeles are o stare medicală spre bine cât de cât. Cine conduce Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu? E nevoie de un șef, e nevoie de un manager, nu poți să lași de izbeliște această unitate medicală. Numărul 1 ar trebui să fie din județul Gorj, dar din păcate am avut în ultimii 2-3-4 ani numai exemple negative, numai scandaluri, numai certuri și iată că acestea culminează acum cu aceste cazuri de coronavirus. 5 cazuri la Spitalul de Urgență din Târgu Jiu și un caz la Spitalul Orășenesc din Motru. De ce nu avem încă o conducere la spital în condițiile în care Dumitru Vienescu este de vreo câteva zile la unitatea medicală, de vreo 2, asta e a doua zi dacă nu greșesc, și practic deja de vineri trebuia să se gândească cineva la un nume pentru un locuitor, s-a venit cu o propunere, înțeles că și v-am povestit că nu a fost acceptată acest mandat, această nominalizare, s-a venit cu o altă propunere cu un director de medicina muncii din Direcția de Sănătate Publică, domnul doctor Ioan Gheorghe, și cu doamna Elena Vlad, director medical, plus alte nume în echipă, o echipă care ar trebui să conducă provizoriu, un provizorat această unitate medicală, deși, atenție mare, eu cred că aici ar trebui să vină o conducere medicală timp de vreo 2 săptămâni măcar, să pună lucrurile la punct, dacă nu cumva pe un termen mai lung, să nu mai comenteze fiecare, să-și dea cu părerea și să asculte ordinele și să respecte toate procedurile în detaliu. Toată lumea poartă mănuși, toată lumea poartă mască, toată lumea respectă procedura, respectă culoarele, respectă ceea ce s-a instituit în această
stare de urgență și nu mai comentează nimeni și nu-și mai dă cu părerea, pentru că ați văzut ce se întâmplă, ne trezim cu spitalul județean plin de coronavirus și nu avem unde să mergem să ne tratăm. Poate aflăm mai multe de la invitatul telefonic, desigur, tot în această formulă evoluăm în continuare. Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Cosmin Popescu, m-a anunțat și pe mine și pe telespectatorii, colegii din regie, când avem această legătură, să aflăm de ce nu avem un șef la spital în acest moment, un șef care să fi luat de ieri măsuri, nu de mâine sau de poi mâine, măsuri pentru a preveni răspândirea coronavirusului în unitatea medicală, măsuri de testare a salariaților în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică, în măsura în care protocoalele adoptate la nivel național permit acest lucru. Am înțeles că sunt niște protocoale aiuritoare care în anumite situații nu le dau voie autorităților să îi testeze pe angajații din spitale, din sănătate, pentru că nu știu, se face economie la teste, la nu știu la ce, dar numai la sicrie nu se face economie, Doamne ferește. Avem acum la telefon pe domnul Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj. Bună seara, domnule președinte. Bună seara. Avem, iată, din păcate, o zi în care mai numărăm la capitolul decese încă o persoană, încă un gorjean de la Motru. Aceasta ar fi, după părerea mea, știrea zilei, deși lumea s-a cam liniștit acum, chiar și în județul Gorj. Deci bănuiesc că cei de la Motru, mă rog, au o stare de teamă, de temere, fiind lucrurile petrecându-se chiar acolo, dar lumea s-a mai uzat un pic din punctul de vedere al reacțiilor și s-a mai obișnuit, dar din păcate rămâne statistica cu acest nou deces trecut în dreptul județului Gorj și am ajuns și la 66 de cazuri potrivit grupului de comunicare de la București. Cum comentați această nouă zi în lupta cu epidemia de coronavirus? Sigur, analizând statistic ce s-a întâmplat în Gorj în ultimele două luni și jumătate, un număr de autoizolat de 715 persoane, carantinați 257, 67 de persoane infectate, din păcate, așa cum spus, doar 3 decedate. Sigur, vă luat înainte de teamă. Teama trebuie să continue, sau precauția trebuie să continue și în perioada următoare, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, se vede în ultimele zile o anumită relaxare în baza anunțurilor făcute la nivel central în ceea ce privește ridicarea restricțiilor începând cu data de 15 mai. Am rugat organele de poliție, jandarmerie, armată, în continuare să fie vigilente și să încerce nu să amendeze, să atrag atenția atunci când văd din nou grupuri, când este în bursare, de exemplu, în piață sau în magazine, să intervină, să atrag atenția. Nu mergem pe principiul amenda, pentru că atrage atenția, pentru că trebuie să conștientizăm că, în continuare, trebuie să fim precauți. Pentru că vedem ce s-a întâmplat în ultima perioadă, în afară de cazurile din Motru sau cazurile din Ovinari, sunt persoane infectate fără a ne da seama care este sursa de proveniență. Este clar, au fost infectate de la o persoană asimptomatică și la rândul ei această persoană care a devenit pozitiv a transmis și către alte persoane. În continuare militez și vă rog și pe dumneavoastră sau prin intermediul dumneavoastră să facem în continuare apel către cetățenii județului Gorj să fim precauți și să această stare de teamă totuși să fie menținută și după data de 15 mai. Da, așa este, pentru că și măsurile anunțate, măsurile de relaxare, nu vor fi prea generoase, vor fi deschise câteva domenii de activitate, restricțiile se vor menține în ceea ce privește circulația în afara localității de domiciliu, va fi așa un pic de aer de libertate, dar încă trebuie să fim vigilenți cu acest virus. Mai este cale lungă, da, suntem în 4 mai. Ce putem observa este că în zona Motru, unde toți am fost sămători, tot comitetul de situații de urgență, că ar putea impune un focar, vedem că ușor se stinge, având în vedere că în dimineața zilei de astăzi, în spitalul municipal Motru, erau decât două persoane internate cu suspiciune de coronavirus. De asemenea, și
și în Spitalul Județean de Urgență pentru justiția de boli infecțioase. În dimineața aceasta erau 9 persoane internate, suspecte, la fel câte 2 persoane în Bumbejiu, una la Turceni, 3 la Movaci. Dar, încă o dată, repet și revin, nu înseamnă că lucrurile s-au scopat aici, virusul a dispărut. Orice moment de neatenție poate duce, de exemplu, la un exemplu ce am fost în dimineața aceasta, cazul de la Buzău, cartierul de 2000 de locuitori care a fost carantinat în această dimineață sau noaptea trecută, având în vedere că o persoană asimptomatică a îmbolnăvit direct în câteva zile 19 persoane. Ne gândim, sau poate facem o analiză, ce cele 19 persoane, la rândul lor, cât au transmis sau în ce mod au transmis virusul către astfel cetățeni din județul Buzău. Deci lucrurile în continuare trebuie privite cu teamă, cu precauție și cu respectarea măsurilor impuse prin starea de urgență, prin decretul prezidențial, cât și dintr-o ordonanță militare și ordine comandantului acțiunii domnului Raed Arafat. De asemenea, tot ceea ce se transmite la nivel central, de cadre medicale care s-au confruntat și au văzut exact ceea ce înseamnă și cum se manifestă acest virus, trebuie respectate. Igiena personală, distanțare socială și respectarea și celelalte măsuri prevăzute prin legislația care va apărea de mine pe mine în ceea ce privește starea de alertă, pentru că am înțeles că vom intra în starea de urgență, starea de alertă, după data de 15 mai. Putem vorbi de transmitere comunitară a virusului la nivelul județului Gorj? Există o transmitere comunitară și, de exemplu, persoane din Târgu Jiu care nu au venit din zona roșie sau zona galbenă a Europei sau de a lumii și care a transmis virusul către un apropiat care la rândul lui a intrat cu acest virus în spital și a transmis și altor colegi din spital. Eu, bine asta, dar nu, sau nu, eu personal, aș defini o transmitere comunitară. Sau alte cazuri din alte localități ale județului care n-au avut contact la fel cu persoanele din afara țării și la fel au fost descoperite în timp. Am avut norocul că n-au transmis pentru că colegii epidemiologi la nivelul directorului de sănătate publică au intervenit rapid și au dus la izolarea tuturor contactelor acestor persoane. Așa este, practic, un singur cetățean asimptomatic, poate cu toții am mers la cumpărături sau pe unde ne mai deplasat la serviciu, am auzit în spatele nostru sau în diferite zone la magazin pe cineva care tușește. Nu neapărat. Sau dar mai rău, nici n-ai auzit treaba asta. Da. Un posibil cetățean care are virusul, nu știe, îl transmite și se produce un adevărat necaz, ca să nu spun dezastru, cu oameni care trebuie să meargă la spital, tot efortul ăsta, vă dați seama că este unul extraordinar, cu o încărcare de pacienți pe secții, pe spitale și așa mai departe. Și știm foarte bine că la nivelul județului Gorj nu avem un număr extraordinar de mare de paturi și mă refer în special la cele care beneficiază de ventilatoare pentru asigurarea respirației. Haideți să vorbim și despre Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Faceți un scurt istoric a ceea ce s-a întâmplat acolo, cum de s-a ajuns în această situație și dacă putea fi mai grav sau ar putea să ajungem într-o situație cu mai mulți salariați infectați în acest moment. De la debutul pandemiei, toți salariații Spitalului Județean de Urgență au tratat într-un mod, să spun, aproximativ corespunzător, că nu tot timpul s-a respectat procedurile și protocolele de care s-a portat la debutul emisiunii și au tratat așa cum trebuie fiecare caz pe care l-au considerat suspect. Caz care venea către Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, către orice secție din Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Și vă rog aminte săptămâni în urmă, când au fost depistați pozitiv cetățeni care au fost în ATI, în alte secții din Spitalul Județean și care au fost confirmați după ce au fost internați cu purtători de coronavirus sau mai trist, că cazul cetățean din Tismana care a decedat și a fost internat în secția de ATI, în izolator, la locația de sau 700. Sigur, au luat aceste măsuri, noi ca autorități publice locale, conducerea spitalului, am asigurat sau am încercat să asigurăm în aceste 2 luni și jumătate necesarul de materiale de protecție. Greu la început, foarte greu, cu eforturi imense, zi și noapte de lucru, de negocieri, de discuții, pentru că nu găseam.
și trebuia să aibă strictul necesar de pe zi pe acela. Dar am descurcat. Conducerea spitalului a găsit soluții, noi din Comitetul Spitalului de Stat de Urgență am găsit discuții și am ajuns la ce se materia. Din păcate, nu ne-am uitat sau nu am analizat cu atenție sau să prelucrăm cu atenție situația cu personalul propriu. Și am făcut apel și către colegii mei din Consiliul Județean, domnul Vărfec, către colegii din prefectură, ca în situația în care eu ca angajat sau membru al familiei prezintă simptome de răceală, de gripă, care pot conduce ideea că pot fi purtător coronavirus, să nu mă prezint la serviciu. Să științez conducerea unității unde lucrez și să nu mă prezint la serviciu. Bun, nu știu exact situația cetățeanului care este purtător coronavirus, care a dus virusul către doamna infirmier, care este angajată să rezolvă de urgență, care la rândul ei a transmis în mai multe zone. Dar de acum încolo, așa trebuie să fie pentru noi toți un exemplu, un model de bune practici, pentru că nu se termină povestea cu coronavirusul nici în această seară, nici în 15 mai și cred eu nici în lunile care urmează. Nu trebuie să ne relaxăm, trebuie să privim cu atenție și cu mai mare precauție și să aplicăm din ce în ce mai atent protocoale și procedurile pe care nu Spitalul Județean de Urgență l-a inventat, nu Prefectura Gorj l-a inventat, nu Consiliul Județean Gorj, ci la nivel național, culegând din buna practică a altor state care veneau înaintea noastră cu această pandemie și pe care noi trebuie să respectăm, indiferent de funcția pe care o ocupăm sau unde lucrăm. Deci obligatoriu pentru viitorul acesta, pentru că acest caz, dacă nu suntem atenți, sau în caz de la un pacient, dacă relaxăm, poate să revină. Poate să revină. Ca să nu... Da. Pentru că, așa cum știți, o lună nu mai există Consiliul Județean. Nici coordonare, nici numire, nici revocare. Își reține doar dreptul de a face investiții în limita bugetului și de a accesa proiecte europene pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Dar toți cei care lucrează în spital trebuie, din punctul meu de vedere, să respecte aceste reguli pentru a ne fi bine tuturor, pacienți și cadre medicale. Și să ne facem treaba acolo unde suntem, să nu ne dăm cu părerea pentru fiecare subiect și să lucrăm așa cum scrie la manual. Procedurile sunt făcute pentru a fi respectate, nu pentru a fi comentate sau ocolite. Eu am spus la începutul emisiunii și dacă ați urmărit că aș prefera, măcar pentru 2 săptămâni cu concediu militar, să intre un pic ordinea în spital și poate se va intra în regulă de acum încolo cu respectarea deciziilor. Da. Până la urmă, ca să nu mai există niciun semn de întrebare, coronavirusul acesta a intrat din afară în spital sau a fost luat din interior de la un pacient? Acela din atât din mâine să întrebați și DSP-ul, pe doamna doctor Elidor, în baza anchetei realizate, ce concluzie putem trage? Din afară. Din afară. Din afară, pentru că vreau să vă spun că toți pacienții care medicul de gard, medicul care l-a văzut din cortul de triaj, din secția banilor, toți pacienții care vedeau suspiciune au fost testați. Niciodată, de la un pacient testat pozitiv, niciun cadru medical sau administrativ, nu au luat acest virus. În cele 2 luni și jumătate. Scurse până acum. Vorbim atunci un pic de responsabilitatea... Nu știu exact, pentru că, vedeți, putea și acel cetățean. Nu. Și poate chiar așa a fost, asimptomatic, să transmită apropiatului lui și acesta să vină în spital. Trebuie să ne bucurăm, fapt și mă bucur sincer, cadre medicale testate din blocul operator, din secția TI, din locatorul Vladimirescu și numai, a ieșit în mare urmă majoritate cu eșecul infirmirei negative. Mă pare rău pentru colegii mei din partea administrativă și sper și le urez în sănătate și legatnică. Lucătălin Vienescu, doamne director de îngrijiri, colegiul de resurse umane, doamne infirmier, pentru că trebuie să se facă bine, pentru că spitalul are nevoie de ei în continuare. Domnul Vienescu, în ce stare este? De ce nu a mers din prima la spital? Care, că discutăm și despre laboratorul acesta. Care e, până la urmă, situația laboratorului? Discutăm. Sinodec laboratorului. Laboratorul este autorizat din punct de vedere sanitar de către DSP din data de 22 aprilie. În data de 22 aprilie, DSP-ul transmite către Ministerul Sănătății solicitarea de includere în program pentru decontarea kiturilor folosite în procesul de testare, precum și introducerea în programul național, în ceea ce privește introducerea acestor probe ca valide, pentru că trebuie numărate de INSP,
Da, din ce am înțeles, pentru că domnul prefect a vorbit zilnic. A vorbit zilnic cu secretarul general al Ministerului, cu domnul Tău Maidu, pentru că este foarte ocupat. Cu alte persoane din Minister, domnul Stoian a vorbit și zile trecute. Urmează o procedură de întâlnirea unor comisii. Din ce am înțeles, comisia tehnică, formată din specialiști, pentru că domnul Rafira, domnul Stoian Cercel, a dat un aviz pozitiv, pentru că nu numai Corșul este în această situație. Sunt 20 de PCR-uri la nivel de țară care așteaptă autorizarea și introducerea în sistemul național de introducerea probelor și de contare. Nu ne interesează neapărat de contarea acestor kituri, pentru că deocamdată, prin bunăvânta oamenilor de afaceri, avem un stoc rezonabil, iar Spitalul Județean de Urgență a contractat sau a comandat kituri pentru viitor. Ne interesează că aceste probe să fie luate din NSP recunoscute, astfel încât după ce proba este negativă sau pozitivă, să se parcurgă pașii firești prevăzuți în procedurile și protocoalele medicale. Domnul Vienescu, în situația în care joi seara, PCR-ul era valid din punct de vedere al emiterii probelor. Automat mergea către setele boli infecțioase. În mod normal s-a așteptat și vorbesc cazul dumnealui, nu știu cum s-a procedat în aceste cazuri, așa cum vedea și legal, proba confirmată de câte un laborator autorizat, fie el de pe este la București sau la Craiova, după care, în mod firesc, a mers către setele boli infecțioase. Da, poate și speranța lui Cătălin a fost la regasă, acea probă poate să fie un greș. Nu a fost, din păcate este pozitiv. Aceasta este procedura. S-a creat un subiect de presă nemeritat pentru un om care a muncit zile în șir, nopți în șir, în ultima perioadă, pentru a asigura echipamentele pentru cadrele medicale, pentru a asigura circuite, pentru că ne confruntăm cu ceva nou pe care îl modificăm din mers, modificăm circuite, modificăm sexii, mutăm bolnavi, pentru a crea spații, așa cum noi toți credeam că va fi un val de sute de bolnavii la nivelul județului Gorj, luată în calcul acest scenariu. Dar încă o dată, modul în care a fost tratat acest om în aceste zile, în weekend, este de-a dreptul. Și nu vreau să mă pronunț. Dar credeți că domnul Vienescu a avut suficient de multă autoritate în spital pentru a... Sigur, e greu să găsesc. Nu lăsa semne de întrebare? Într-o perioadă turbă, într-o perioadă de emoție, într-o perioadă de necunoscut, într-o teamă de necunoscut, a gestionat... Bine spun eu situația asta. E greu, pentru că corpul medical e un corp atitic, un corp de oameni cu studii, un corp de oameni care elevat. E greu de lucrat. Sper și le urez succes celor care vor coordona în viitor acest lucru. Deocamdată vedem când se va produce un ordin în coadă pentru echipă de coordonare. Dacă se hotărăsc să-i revoce întreaga conducere, e altă discuție. Dar le urez succes și le garantez că eu ca persoană, colegii mei din conducerea Consiliului Județean, prefectul județului, domnul Maracu, jandarmeria, poliția, vor fi într-o totul alături de noua conducere, alături de cadre medicale, pentru că interesul este comun. Nu avem niciun interes politic în toată această, și am văzut că nu au speculat politic, nu au scos în evidență ceea ce am făcut bine în această perioadă, dar am tăcut, am fost criticat. O să dăm răspuns la timpul potrivit. Dar nu mă interesează decât binele comunității pe care vremenic o reprezentăm. Ce s-a întâmplat cu prima nominalizare, cu primele nominalizări? De ce nu le avem acum concretizat? Nu știu, pentru că nu am implicat, încă o dată. Nu am implicat, doar le-am asigurat tuturor, cel care vom coordona în această perioadă în care actuala conducere este în izolare. Da, sau dacă se hotărăsc să-i revoce și să lucrească cu asta, i-am asigurat de tot sprijinul pe principiile care avem notat anterior. Da, noi ca și Consiliul Județean, da, noi, domnul Lujan ca prefect, toți ceilalți din Corect, domnul Manacu, dăm tot sprijinul operațional pentru această perioadă. Eu, ca și Consiliul Județean, în continui proiectele pe care le-am propus pentru spital, care acum, din anumite motive, sunt blocate sau în fază de licitație. Există, există vreo suspiciune că vor urma, eu știu, propuneri sau schimbări politice la nivelul conducerii spitalului? Nu, haideți să le vedem, haideți să le discutăm și încă o dată. Trebuie oameni care să adune, nu să dezbine. Înțeleg că va fi un manager din afara, mă rog, o propunere de manager din afara spitalului. Știți, și astăzi dimineața am o propunere media locală. Haideți să vedem ordine de lumină pe care putem discuta mai mult. Dar încă o dată, sigur, de toată susținerea. Astăzi nu cred că mai putem să-l mai așteptăm. Mâine? Dar bine să se lucrează, se lucrează, să știți, în foc continuu. A, deci ar putea să vină și în seara asta, în noaptea asta. Da. E un domn Gheorghe, dacă ați auzit, cu siguranță că ați nu-l auzit. Cunosc. Nu-l cunoașteți. Personal am auzit, dumneavoastră știu că lucrați în dreptate, nu-l cunosc. Am auzit și eu din mediul.
media, ca și dumneavoastră, propunerile făcute. Nu le comentez. Ce ar trebui? Ce măsuri ar trebui? Care ar fi primele măsuri care ar trebui luate la nivelul spitalului? O coagulare și o încurajare a aparatului medical și numai din spitalul de teatru de urgență să continue cu măsurile de precauție și de prevenție, astfel încât toți bolnavii care vin către spital, cu sau nu cu suspiciune, să fie tratat într-un mod normal și medical corespunzător. Există cadre medicale, doctori, medici nemulțumiți de faptul că nu s-au făcut suficiente multe testări în rândul personalului medical, testări care ar fi putut scoate la iveală cazuri, să zicem, de infectări. Care cazuri avem? Au fost făcute 65 și cu 20-80 de probe numai în două zile de cadre medicale. Care cazuri pozitive? În afară de doamna infirmier, doamna directorul de îngrijiri medicale, pentru că le consider cadru medical. Plecând de la premiza că doamna, cel puțin doamna de îngrijiri, directorul de îngrijiri, a circulat prin tot spitalul. Corpul de medici epidemiologi au stabilit exact cine cum se izolează, cine cum se testează, cine cum sau cui se aplică prevederile ordinii de ministru al sănătății în ceea ce privește testarea sau nu. Domnul Ruță, lucrăm pe lege. Și cred că un dialog cu DSP-ul, cu doamna Larisa Panduru, care încă o dată e un profesionist, a lămurit multe din aspectele reișite sau scoase în evidență de amici oameni din ăla. Încă o dată, avem nevoie de unitate, avem nevoie de profesionalism și să privim și să analizăm pacientul ca aproapele nostru. Nu ca un portător în continuu de coronavirus pe care noi trebuie să fugim. Avem nevoie... care este angajat sau pacient care vine spre loși de țară de urgență Târgu Jiu. Avem nevoie de testare la un moment dat, domnule. Sigur că da, ne gândim, va trebui să gândim, dar asta o să fac cu subiectul de mâine, cu alegere, în ceea ce privește un sistem de testare pe care eu o să-l propun. Măcar pentru cadrele medicale, dacă nu pentru... Gen bullying, în ceea ce privește anumite probe luate care se amestecă și vă, dar nu e treaba mea, tu nu trebuie să hotărească. A apărut de asemenea o adresă de la Spitalul Județean, semnată de manageri și de alte cadre medicale, cu privire la cazurile de coronavirus, care să fie orientate către alte unități medicale. Ce e cu adresa aceasta? Nu cunosc, cred că nu am văzut-o de DSP-ului, dar cred că ar fi necesar să nu vorbiți mai mult cu noua administrația locală, județeană, administrația spitalului. Țineți o punct de vedere și la semnatarii, cei 20 de semnatarii acele adrese. Pentru că eu știu, eu cu domnul prefect, cu domnul vicepreședinte Mușa, cu domnul Maracu, am avut discuțiile înainte cu o zi, cu acele medici și încercam să deslușim și să analizăm temerea, teama de ceea ce înseamnă în viitor afluența pacienților cu suspiciune de coronavirus. Și atunci am pus o întrebare pe care o pun mereu. Haideți să definim în primat ce înseamnă suspect de coronavirus. Și o repet. Toți cei care merge la acest moment către spitalul de stand de urgență putem fi suspect de coronavirus. Nu se poate răspunde la întrebarea aceasta, să știți. Păi, de acolo am plecat, acolo era discuția. Da. Pe cine testăm, pe cine trase? La momentul acesta nu putem spune că mai avem o persoană din România care nu poate fi sus. Înseamnă că nu mai tratăm pe nimeni. Dar logic am putea pleca de la ideea că trebuie să-i testăm pe cei care ne vindecă pe noi, au grijă de noi. Sigur că da. Personalul medical. Respectând, da. Nu eu am dat emis ordinul de ministru. Uitați-vă ce s-a întâmplat la Suceava, domnule președinte. La Suceava... Eu de perfect de acord cu dumneavoastră. Sunt niște normative. Haideți să discutăm, să vedem echipa de coordonare a spitalului. Avem un nou cadru normativ, am înțeles. Discutăm cu DSP-ul, cu DSP-ul, discutăm cu medicii epidemiologi și găsim o soluție în bună înțelegere, astfel încât toată lumea să fie cu sufletul împăcat că a fost testat și noi. Dar mai rămâne o întrebare. Ce facem sau la cât timp ne testăm pentru că acest virus poate să apară și după a 7-a zi în care am intrat în contact cu un cetățean infectat sau cineva să ne spună. Vom face o perioadă de testare din 2-2 săptămâni la 14-14 zile? Eu zic că da, ar fi o idee. Măcar pentru personalul medical. Care este capacitatea laboratorului din Târgu Jiu? Sau unde putem merge la celelalte laboratoare? Pentru că dacă testăm tot personalul, ne trebuie cam 1000 de kituri la 2 săptămâni. Nu știu cât pot și chiar dacă fac 200. Dar hai să nu vrea de nuanță și trebuie să discutăm exact, dar încoată. Specialiștii în domeniu, nu eu, nu cred că eu pot să mă ocup pe acest lucru, trebuie să răspundă la această întrebare.
Da, eu vă întreb pentru că nu aș vrea să discutăm peste, eu știu, două săptămâni și să vorbim despre zeci de cazuri la Spitalul Județean. De două luni, revin și atât. Dacă timp de două luni și jumătate, niciun cadru medical, așa cum am fost eu blamat și înjurat de multe ori și în media asta, cât am fost donat spitalul, niciun cadru medical, personal administrativ, nu a fost infectat. Nu cumva am respectat niște protocoale și proceduri în bună înțelegere cu toți salariații din Spitalul Județean de urgență. La fel cum am discutat și cu colegii din teritoriu, din celelalte spitale. Și o întrebare pe care o pun. Față de alte spitale din țară. E adevărat, dar cea mai mare influență o are puterea exemplului. Și exemplul ne spune că domnul manager este bolnav. Ce am făcut eu până pe data de 3 aprilie? Sau ce am încercat eu? Nu eu. Colegii mei din Consiliul Județean, colegii mei din Comitetul Situației de Urgență, discuții, par discuții, zile, nopți, cu case medicale, cu asta, în primul rând, asigură echipamentului, pentru că este vital asigură echipamentului pentru orice, pentru fiecare salariat din spital care intră în contact direct cu o persoană care vine de spital. De acolo, restul de protocoale, nu eu le cunosc, nu le cunoaște dumneavoastră, nu le cunoaște prefectul județului, cadrele medicale, medicii, asistentele, infirmiere cunosc acest lucru, trebuie să-l aplice într-o tot. Nu credeți că punerea la îndoială sau semnele de întrebare în ceea ce privește pe domnul Vienescu vin cumva și din faptul că domnia sa este un manager interimar și nu prin concurs? De aceea unii doctori... Punerea la îndoială a ce nume ca pe... Nu, a autorității. Autorității. Domnule, ești interimar. Bun. Mâine poate e altul. Dacă luăm istoria recentă, ultimul 4-5 ani de zile, mai au fost contestați managerii ăsta. Și e normal. E o societate vie, trăiește, multe angajați, v-am zis, diversi oameni, oameni elevați, studi, oameni cu carte de asta. Dar, poate, poate învățăm din această perioadă, din această perioadă, că prin unitate și prin înțelegere, prin dialog, prin putem rezolva foarte multe pentru comunitatea și pentru locul în care lucrăm. Există un orizont de așteptare în ceea ce privește organizarea unui concurs pentru postul de manager la Spitalul Județean? În momentul acesta? Răspunsul va trebui să vină în perioada următoare la Ministerul Sănătății și la Guvernul României. Așa cum știți declarația domnului Tătaru de la Botoșan de săptămâna trecută, își dorește ca spitalele, n-am nimic împotriva, să treacă, din punct de vedere organizatoric, administrativ, al managerului spitalicesc, în suport de Ministerul Sănătății. Atunci dumneavoastră vor trebui să răspundă. În situația în care vor reveni că data locală, vă dau asigurări că după această perioadă, da, că trebuie să lucrează, vom organiza concurs. Dar, din punctul meu de vedere, pe liberație dată de către Guvernul României, de către domnul Tătaru, pe acest moment și pentru viitor, administrarea spitalelor din România va reveni Ministerul Sănătății. Autoritatea locală rămâne cu clădirile? Cu partea de cofinanțare a urmărată și a partea de investiții, care este normală și firească și pe care noi ne dorim în continuare. Credeți că ar fi un model de succes acesta? Cum vedem. Preluarea administrației de către centru? Nu, haideți să vedem. Nu mi-aduc aminte, sau nu știu exact, că nu eram implicat în perioada înainte de 2010, când administrarea spitalului a făcut la nivel central, centralizat de către Ministerul Sănătății. Nu mi-aduc aminte, sincer. Haideți da. Să vedem. Poate? Da, da. Poate da. Mi-aduc aminte că erau foarte mulți medici în conducerea Spitalului Județean. Poate da, atunci. Cu siguranță. Nu prea aveam conducători de altă profesie, cu economiști, contabili și așa mai departe, juriști sau alte categorii. Știu că... Erau alt context și salarial și organizatoric și de autoritate, dar haideți să-l vedem. După toată această perioadă de pandemie, de ce s-a întâmplat până acum, puteți trage niște concluzii? De ce ar avea nevoie Spitalul Județean? De ce ar avea nevoie cetățenii județului? Știți de ce avem nevoie? De ce nu s-a făcut în mod concret în ultimii 30 de ani în România în ce privește unitățile spitalicești, indiferent de guvernare? Și asta o spun explicat și clar. Avem nevoie de o voce puternică la Bruxelles să negocieze pentru România sume separate pentru partea unității spitalicești. Avem nevoie de bani pentru modernizare, pentru extindere și de ce nu pentru spitale noi, adaptate pentru fiecare județ în parte. Nu vorbim de spitale, pe lângă spitale regionale, avem nevoie de bani europeni, pentru că bănuiesc că toată Europa a învățat ceva din această pandemie. E loc de un spital nou și la Târgu Jiu, nu m-am săturat de spitalul acela din anii 70. Cu siguranță, da. Dar, din păcate, fondurile nu au existat în acest spital. Idei sunt, avem discuții purtate, le-am stopat în această perioadă, început să am discuții în ianuarie, pregătim de exercițiul financiar 2021-2027, de
nou program operațional regional în care se specifica în draftul de discuții că la nivelul României 21 de spitale județene vor intra în modernizare, reabilitare, extindere, precum și 8 spitale naționale care sunt atașate clinicilor universitare, de fapt universităților de profil din țară. Pe lângă cele 3 spitale regionale pe care vedem în această perioadă că se încearcă să mereu unor contracte, dar mi-e greu să cred că un spital regional va putea ajuta Gorjul, Dolj, dacă în contractul semnat acesta va fi realizat în 9 ani de zile. Am 5,8 ani, din câte am înțeles. Un spital la Craiova. O proiectare încă 3 ani de zile, vă spune, să duce la 8,8 sau 3 ani de proiectare. Da, construirea era undeva la 5,8 din câte am văzut eu documentațiile. Se vorbeați la un moment dat despre o clădire nouă, o construcție nouă în zona Progresului. Sigur, sunt mai multe variante pe care am discutat, pentru că acolo regimul de înălțime ar permite acest lucru. Am avut câțiva consultanți care au lucrat la un spital în care au văzut în locate, dar cu data am stopat aceste discuții odată pentru că nu mai știm ce s-a negociat la nivel european în ceea ce privește alocarea în nouul program operațional regional și de asemenea a venit această monedă peste noi. Nu mai putem discuta decât ce facem de azi pe mâine pentru a gestiona așa cum trebuie și a reduce numărul de cazuri de îmbolnăviri cu coronavirus. După care o să discutăm. După 15 mai, fiindcă la, să spunem că v-am realizat și permițându-le deplasarea acestor specialiști, având garanția certitudinea că la Bruxelles se vor aproba aceste acte de finanțare pentru spitale, vom discuta. Ne pregătim pentru toamnă și trebuie să ne pregătim foarte serios în ceea ce privește aparatura necesară pe care în această perioadă ne-a lipsit, în special aparatele de ventilație, injectomate, din surse, din fonduri europene, pe care avem consiliul de ani Burj. Am și demarat procedura de achiziție în aceste zile, de asemenea așteptăm însă de către Ministerul Sănătății de 6,8 milioane care să fie alocată spitalului județean Dulcescu Târgu Jiu, astfel încât acești oameni să poată demara procedurile de achiziție. Trebuie să pregătim toamna, astfel încât să avem aparatură, să avem circuitele făcute, să învățăm acum de unde am greșit și să asigurăm în special partea de echipamente de protecție. Echipamente de protecție care pot să fie în stocuri masive pentru personalul medical, pentru partea de toamnă. Așa este, dar să știți că tot la toamnă, teoretic, ar trebui să înceapă și școlile. Eu vorbesc pentru perioada octombrie, noiembrie, decembrie, când sus de profil, chiar am văzut o declarație, mi se pare, de la Organizația Mondială a Sănătății, spun că ar trebui, și când spun azi, când OMS-ul spune ar trebui, trebuie să ne așteptăm că urmează un nou val, un val 2. Am urmărit un documentar despre gripa spaniolă și am văzut acolo, spuneau realizatorii, că în valul al doilea la gripa spaniolă au murit și mai mulți oameni. Dar și mai multe ajunge, că... și vorbeau de evenimentul de acum 102 ani. E adevărat. Domnul Vienescu mai rămâne de actualitate ca un potențial viitor manager la Spitalul Județean sau acum este ieșit din calcul? La momentul acesta spun că dorim doar sănătate. Să treacă cu bine. Sănătate colegilor mei și tuturor celor care sunt internați în Spitalul Județean de Urgență Târgu și Spitalul Orașenesc în Cărbunești. De stare discuții vom vorbi. În primul rând, să fie sănătos, să facă bine cât mai repede, pentru că într-o formă sau alta noi toți avem nevoie de domnul Vienescu, de doamna Motea, de colegii de resurse umane, avem nevoie de toți acești oameni. În ce stare sunt? Ați verificat în ultima perioadă? Stare bună. Stare bună. Mai este o doamnă asistentă de la Motru. Am discutat de dimineață cu domnul Malacu, era într-o stare bună. Deci toți sunt pe tratament și se beneficiază de supraveghere. Nu știu procedeul care se aplică. Da. Care este situația la Târgu Cărbunești în acest moment? Au tot ce le trebuie? Câți pacienți au? Din punct de vedere organizatoric, am vorbit cu domnul Târziu, da. Echipamente de protecție am înțeles că au mai primit, din păcate nu suficiente. A contribuit joi cu o sumă de 130.000 de lei pentru a asigura cofinanțarea în primărie orașului Cărbunești, pentru că solicita la mine la primărie din fondul de rezervă, ca să fie constituit finanțarea de 280.000 pentru promisiunea fermă a Ministerului Sănătății că va aloca către Spitalul Târgu Cărbunești suma de 2.800.000 de lei pentru achiziții de echipamente și numai pentru a trece cu bine ceea ce au făcut acum, pentru a-și achita datorile și pentru ce până în primă fază. Și când trebuie să vină banii aceștia, 21 de miliarde? Nu știu, eu știu decât că la sumele
Joi, după ședință, la ora 2, domnul primar Birău a aprobat prin hotărârea Consiliului Local la ora 2, la dispoziția ca și partea de cofinanțare Spitalului Orășenesc în Cărbunești, foaia de buget, fila de buget la minister apare, domnul Târziu poate așa achita o parte din obligații, cred, sau poate demara regim de urgență pentru că legea permite achiziția pentru echipamentele pe care și le-a propus și de care... Da. Spuneți-mi câte ventilatoare avem acum la nivelul județului Gorj, dacă știți. Eu știu de câte ventilatoare la nivelul spitalului. De urgență, 17 erau trecute, nu mai știu exact situația, pentru că erau două cu probleme, știu că trecuseră câte bun. Dar 17 este numărul de ventilatoare pe care le deține Spitalul Județean de Urgență. Da, e o problemă cu legătura telefonică. Vreau să vă întreb dacă după această izbucnirea acestei pandemii a mai fost adus vreun ventilator în județul Gorj. La vreun acest spital. Moment, în afară de procedura de chiriție pe care o are și spitalul și noi, de la Ministerul Sănătății, așa cum se propunea sau se spunea acum o lună și jumătate, din câte știu eu, nu avem niciun ventilator pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu sau Spitalul Orășenesc Târgu Cărbunești. Pentru... Deci nu e și la momentul acesta. Bine, a dat Dumnezeu, nu am avut nevoie. În afară de o persoană sau două care a fost la ATI, nu. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să pregătim pentru viitorul număr sporii de ventilatoare. Deci niciun ventilator într-o lună și jumătate. Din cele promise de la guvern, nu. Noi ne-am bazat și ne-am mizat pe numărul de ventilatoare pe care le avem în folosință în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Și revin, în afară de o singură persoană la ATI, cu susținerea coronavirus, nimeni nu a fost nevoit să fie intubat cu și pus pe ventilator automat. Da, așa știu și eu că o singură persoană, dar fără să aibă nevoie de respirație asistată. Până la urmă, de la nivel local se cumpără prin licitații ventilatoare? Știu că erau fonduri alocate și de primărie. Fonduri de primărie au fost alocate, cred că sunt jocuri de... Pentru Spitalul Județean, da. Pentru Spitalul Județean, procedura proprie de achiziție, nu mai știu numărul, pentru că erau alocate suma de către guvern de 364.000 de lei pentru 3 ventilatoare, plus restul de la alocate de către primărie. Iar așa cum am spus, și Spitalul Județean și Consiliul Județean Gorj, pe proiectul european POR, în ceea ce privește modernizarea și dotarea unității de primiri urgențe, are în licitație și vezi că sunt un număr de 3 ventilatoare automate, așa cum au fost scrise pe proiect. Da, dar să știți că pe mine mă cam îngrijorează, ca să nu spun că mă înspăimântă faptul că n-am primit niciun ventilator nou în județul Gorj de la izbucnirea pandemiei. Nu știu dacă spitalul Orășenesc Târgu Cărbunești. Noi am primit suma de 364.000 în ceea ce privește organizarea unui procedur de achiziție pentru acestor ventilatoare. Dar mai este o problemă. Nici termenul de livrare, și am văzut și de grație domnului Arafat la nivel central, este foarte lung pentru că este o cerință incredibilă pe piața mondială în ceea ce privește achiziția acestor ventilatoare. La acest moment să nu panicăm. Avem ventilatoare care sunt disponibile în Spitalul Județean de Urgență și am impresia că chiar două au fost asigurate de către Spitalul Orășenesc Târgu Cărbunești. Da, așa este. Am vorbit cu domnul doctor și spunea că i-au venit prin transfer 4 ventilatoare. Patru ventilatoare, nu știu, dacă ziceți că două sunt de la Spitalul Județean, probabil două de la alte unitate. Da. Puțin, să știți, foarte puțin, pentru că la un județ cu... Să nu ne trebuie să nu trebuie să folosim, să rămână la situația aceasta de asimptomatic sau fără probleme medicale, astfel încât să treacă pe ventilare. Să știți că și săptămâna trecută, când stăteam de vorbă cu domnul Vienescu, telefonic, nu era internat, nu era confirmat cu virusul, spunea tot așa, Doamne ferește, să nu. Și a doua zi a primit rezultatul. Capacitatea spusă de către Ministerul Sănătății în ceea ce privește saloane de ATI cu ventilație mecanică sunt undeva la 2000 de paturi. La acest moment, dacă ne uităm pe statistici oficiale sau pe ce se comunică oficial de grupul de comunicare, da, avem vreo 200 și, da. 250 de persoane care sunt la ATI și care necesită ventilație mecanică. Atunci zic și eu, la fel ca dumneavoastră, Doamne ferește să nu avem peste 2000 de pacienți la ATI. Da. Din cauza coronavirusului, din păcate avem totuși peste 800 de români decedați. Spunea un secretar de stat din Ministerul Sănătății, așa am început și emisiunea, domnul Horațiu Moldovan, că
80% din decese, oricum ar fi fost decese la un moment dat, pentru că era vorba de persoane în stare gravă, persoane bolnave, care oricum ar fi murit. Ce fel de explicație este aceasta? Eu nu pot să-l contrazic pe domnul profesor Moldovan. Că oricum ar fi murit, cu sau fără coronavirus. Deci, nu pot în ce cheie să interpretăm declarația asta? Cred că o cheie medicală. Sper să fie medicală și nu de altă natură spre cinică. Și o declarație, vă rog să o comentați a domnului premier. Noi diagnosticăm în funcție de necesități. Nu știu. Poate la societate care vin din teritoriu și care se prezintă, se spune că de... Nu știu. Necesitățile înseamnă anumite priorități sau în funcție de câte cazuri avem nevoie într-o zi sau alta? Dacă sau citim legislația apărută, fie că vorbim de ordine de ministru sau de ordinea comandantului acțiunii, prezentă la testare o cetățenii care au simptome și se prezintă în instituții spitalicești, care o testare ia prima probă, proba 12 și ziua 13 și ziua 13, obligatoriu și la acest moment și prioritatea o reprezintă aceștia, pentru că acest alt lucru s-a referit, cetățenii care prezintă probleme medicale și care trebuie testate în mod obligatoriu conform de ministru. Da, mă rog, ultimă chestiune, sunteți convins că cei 60 și câți au fost testați de la Spitalul Județean, chiar dacă a ieșit negativ, peste câteva zile, unii dintre ei există varianta teoretică de a ieși pozitiv? Dacă este posibil. Dacă, mă rog, dacă ar va fi posibilitatea să fie testați, dar înțeleg că potrivit legislației ordinilor nu pot fi testați. Gata, rugăminte, ca să nu dezinformăm. Mâine cel mai bine ar fi ca DSP-ul, doamne, medic epidemiolog, echipa de epidemiologi, să vă dau un răspuns la acest întrebare. Da, mâine sper și eu să avem o conducere la Spitalul Județean, sper, nu știu de ce mă îndoiesc, dar sper să avem de mâine un director, un manager provizoriu sau de care o fi, să vedem ce măsuri propune, desigur și în colaborare cu autoritatea sanitară locală, dar mai ales cu Ministerul Sănătății, pentru că eu zic că e mai bine să prevenim un posibil al doilea caz Suceava decât să ne confruntăm cu el. No, nu trebuie să ne aducem numele, atât de departe cu acel. Da. Întâmplă la Suceava este departe, sau Gorj este departe de celălalt Suceava, pentru că uitați-vă declarația doamnei doctor care a condus o perioadă sau care a gestionat activitatea din Direcția de Sănătate Publică, partea de epidemiologie. Haideți să vă clar, la Suceava, timp de o săptămână, nu s-a făcut nicio activitate epidemiologică. Da, și o ultimă chestiune înainte de finalul acestei discuții și finalul emisiunii, desigur. După 15 mai, gorjenii românii sunt obligați să poarte mască în spațiile publice închise și în mijloace de transport în comun. De unde luăm aceste măști și ce fel de măști? Că eu n-am înțeles până acum. Haideți să vedem că am înțeles că se va emite un act normativ în ceea ce privește, poate declarare stări de alertă în care vor sta ordonanță militară, în care vor fi detaliate toate aceste aspecte. Se spune la un moment dat că mască reutilizabilă din bumbac, mască de unică folosință chirurgicală, poate chiar o eșarfă. Haideți să vedem toate aceste aspecte, să nu comentăm înainte de a apărea un act normativ. Pentru că, în continuare, prețurile sunt destul de ridicate, să știți. Sigur, s-au făcut eforturi mari, dar am văzut că ușor prețurile scad, dar haideți să vedem, pentru că chiar o mască reutilizată din bumbac, care se găsită o eșarfă, ne poate proteja. Pe mine, pe dumneavoastră, de alt cetățean care nu poate. Există și varianta, sau, mă rog, varianta ideală în care magazinele sau instituțiile acestea să ofere măștile cetățenilor la intrare? Să vedem cadrul legal, să vedem exact ce... Nu, gratuit, zic, gratuit, dacă... Un magazin sau un centru comercial care își permite și pentru a-și proteja... Care își permite, da. Și care își permite, de ce nu? Da. Poate, mă rog, și din rațiuni de marketing, de vânzări, pot să se întâmple și treaba asta la un moment dat, deși pe de altă parte vorbim și de o creare a unor aglomerări. Pentru că vorbim și de acea restricție cu minimum 3 persoane
într-un singur loc și va fi destul de dificil de gestionat o aglomerare prea mare de persoane. Haideți să discutăm după ce apare Morsonac, Bazilitară sau... Da, vedem ce se întâmplă de mâine încolo cu Spitalul Județean. Rețin această idee că în Gorj n-a intrat niciun ventilator nou dinspre Ministerul Sănătății într-o lună și jumătate. Din păcate, mulțumesc pentru participare la această emisiune. O seară bună vă doresc și rămânem în continuare în legătură. Sănătate de asemenea, sănătate vă doresc și dumneavoastră. Iată că aflăm informații pe care trebuie să le știm cu toții. Faptul că rămânem cu un număr redus de ventilatoare la nivelul județului Gorj în spitale. Ne rugăm ca să nu fie mai mult de 50 de pacienți care au nevoie de ventilator în județul Gorj, deși nu cred că sunt 50 de ventilatoare la nivelul tuturor unităților medicale din Gorj, cred că vreo 20 și ceva. O să vă spun mâine exact cifra. Din păcate, încheiem în această notă pesimistă, pentru că, deși este o situație de urgență, o situație de criză sanitară, puteam să facem mai mult, să aducem echipamente în județul Gorj, în special acestea care salvează vieții, ventilatoarele care le oferă oxigenul necesar celor care se află pe patul de spital și acest lucru le-ar putea salva viața. Deocamdată atât în seara aceasta despre coronavirus și despre șansele gorjenilor la viață și la sănătate decentă, numai bine.